Vă spuneam că e momentul să mai discutăm despre prosop. Știți, prosopul, viața noastră în casa Mireasa. A mai fost un episod de ceartă pornind de la un prosop. De această dată, între Izabela și Alina, s-a întâmplat ieri după amiază, cred, da? După emisiune. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Emisiunea de ieri a început cu o ceartă între fete din care lipsea doar un prosop aruncat în ring. Dar până atunci asistăm la o remiză. Deci eu am luat prosopul ăla alb de care zici tu cu semn, fix din locul unde l-am lăsat eu pe al meu ăla mare. Eu zic ale mele. Nu mă interesează de prosopul tău cu semn. Păi cum dar chiar nu mă interesează. Atunci să dați, dăm prosopul meu înapoi. Al tău era pus fix în locul de unde era. Eu nu-mi fac semne la prosop. Era fix în locul ăla. În primul rând, prosopul de care îți vorbesc e mare. Acestea fiind spuse, Izabela mergea în baie ca să-și verse nervii pe prosopul buclucaș. Iar puțin mai târziu, Alina urmărea cu mintea și cu ochii. De asta zici tu că e prosopul tău? Da. Ok. Ia-ți-o. Ce asta? De mahala. Da, exact. Bine, Iza. Nu, bă, nu mai sunt bine. De la un prosop în pana mea, un prosop. Dar cine a început cu prosop din nou? Alina a ieșit pe terasă că el i-a luat Izabela prosop. Și acum... Dar Iza nu știe care e... Păi nu și-a dat seama că era în locul în care și le lasă ea. Și Alina a sărit cu gura că de ce i-a luat Izabela prosopul, Iza s-a enervat și ea și... Da, o înțeleg, chiar o înțeleg pe bune și chiar are dreptate că... Știi că o enervează și cu toate astea tot continuă și continuă. Nu te duce la Alina. Te iert. Nu te duce la Alina, dacă acolo te duci. Nu, las-o, te rog, frumos să vorbească și du-te la Izabela mai degrabă. Era un prosop de-al meu și am făcut semne la prosoape pentru că întotdeauna se confundă prosop. Dar voi aveți același prosop. Da. Nu toată lumea, nu știu care știa. Știau dintre fete că am făcut semne, dintre mame. Iza a luat unul dintre prosoape, poate nu și-a dat seama, nu știu, ea a zis că l-a luat. De lângă el. Taci. M-a întrebat. Taci. Nu, vreau să te mai aud o secundă, nu mai fura curentul, nu mai minți, frate. Iza. Fii asumată. Schimbă-ți fața aia să nu te mai văd, nu te mai suport, nu vreau să mai văd. Ferește. Nu, Doamne, ai probleme, Iza. Nu mai pot, deloc nu mai pot. Mi-e vine să mă dau cu capul de toți băieții din casa asta. Nu o mai suport, nu mai vreau să o mai aud cum mă provoacă în continuu, frate. Nu mai duc, nu mai duc, vreau să plec din casa asta. Nu vreau să mai văd fața aia de distrusă. Te mănânc de vie, te mănânc. Îmi spui, hai, stai. Da. Nu face pielea ta doi bani, doi bani! Se apucă să-i explice lui Blaze, să-i explice lui Blaze, Doamne! Ce să-i explice lui Blaze, că tu te duci în verific prost, am întrebat, nu... Gândește-te un pic, da? E o situație, te provoacă, da, te enervezi, ție ce rău. Explicații. Și ea n-a pățit de ce nimic. Trebuie să-i ceri explicație? Eu distrusă, Blaze. Am întâlnit în 27 de ani, nu mai rău decât ea, crede-mă, și am întâlnit oameni la viața mea destui, nu mai pot. Dar Blaze nu-i dădea crezare Izabelei în totalitate, așa că până la urmă afla și versiunea Alinei cu dovezile pe masă. Și a zis că ce, că nu-ți dau niciun prosop? Și zic, păi, dacă e cu semn și știi că e al meu, cum adică nu-l dai? S-a ridicat, s-a dus, a luat prosopul și a venit cu el și zice, ăsta e al tău? M-am uitat la el, avea semn și zic, da, e al meu. L-a aruncat acolo, jos. I-am zis că nu mă duc să strâng, că nu sunt cățelul nimănui, să ia, să arunce, să facă gesturi de astea și să mă duc. L-a luat Cosmina și l-a dus în baie. Dacă vrei, ți-l arăt. Vino să-ți arăt semnul, să vezi. Probabil gândindu-se la exagerările Izabelei, Blaze pornea alături de Alina să elucideze tainele misteriosului prosop. Uite, vezi, toate prosoapele sunt la fel, vezi? Da, sunt la fel. Da. Și eu am făcut semn. Am cusut o ață aici ca să văd eu. Da, dar oricum știu că e greu să, cum ai zis, poate ea nu știe că a păi fost... Da, dar nu era nicio problemă. Nu știu de ce i-a aruncat afară. Dar Izabela are o altă opinie despre intențiile Alinei, iar Blaze era avertizat din nou în privința ei. Știu cum face, știu cum vorbește cu băieții, știu cum pozează în victimă. Tu nu ai văzut-o cum a venit ea pe terasă. N-am zis că ea are dreptate. Nu vreau să-mi dai dreptate. Problema e că nu știu de ce ai aruncat afară prosop. De ce? Pentru că nu mai pot, Blaze. Pentru că nu mai pot. A. Pentru că de 3 luni îmi toacă fiecare nerv. În fiecare zi tu nu ești cu mine toată ziua. De-aia mă doare că nu mă înțelegi. Și crezi că sunt o nebună psihopată. Poate. Nu știu cum mă vezi. Impulsivă știu că mă vezi. Dar crede-mă că nu mai duc. De-aia mi-e scârbă.
mă crezi, e scârbă. Evit fetele care mă mai injectează, care mă dau, nu mai comentez. Cu ea nu mai pot. Nu mai duc. Nu mai duc. O urăsc din tot sufletul meu. Nu o știi, e o... Ea vine și îți dă foc. Tu nu înțelegi? Deci tu cum poți să stai lângă mine? Îți speli hainele de mână. Tu mă vezi că eu întind prosoape, întind haine, întind tot. Nu-mi spui nimic. Putea să mă întrebe, Iza, arată-și mie prosopul, te rog. Ascultă, arată-și mie prosopul, te rog, pentru că eu de câteva zile nu-mi găsesc prosopul. Gândește-te la asta. Dacă Alina este mama mea și ea are caracterul aia, asta fixă la Alina. Sau Alina eu nu este... Stai să vorbesc. Stai să vorbesc. Sau dacă Alina este sora mea, sau cineva acolo. Tu și tu, și tu mă întrebi dacă o să mă comport la fel? Nu, exact. Ok. Dar tu crezi că eu o să locuiesc cu mama ta în casă? Nu locuiesc. Poate o să vină sora mea să stau cu noi. Poate da, o lună. O lună. Și ea are okay. Fix da, ca Alina. Poate să fie fix ca Alina. Știu că pleacă sora ta și sora și ta, babe. Și de dragul tău... Nu, de dragul tău e sora ta. O respect pe... Asta n-am de ce să o respect. Nu mai am de ce. Între timp, de cealaltă parte a baricadei, Alina îi povestea lui Emil câte ceva din dramele pe care tocmai le trăise. Nu știu cum a zis? Că vreau atenția ta? Păi, până acum te respingeam și acum vreau atenția ta, că nu înțelegi. Eu nu zic că problema ești tu sau problema sunt ei. Trebuie să cauți o soluție de a... A plana orice conflict. O soluție? Ai văzut ce s-a întâmplat astăzi? Am văzut ce s-a întâmplat cu prosopul mamei de prosop, că am râs. Am în condițiile înțeles. În care am fost destul de calmă. Nu sunt astea problemele. Ia zi lui Blaise că eu vreau să-i fac rău, că eu vreau să cad bine și că nu știu ce. De aici o întreagă poveste, îți dai seama, care nu are niciun sens. Și s-a văzut destul de clar, erau și mamele aici, au rămas mute. Pe Iza am încercat să o înțeleg de mai multe ori, mai ales situația. Dar... A, nu știu ce a zis, că dacă începe ea să spună, o să-mi pară rău sau nu știu. Și am zis, spune, că de jigniri mai jigni, că m-am mai făcut într-o gală, nu erai în emisiune. Înainte să intri în casă, tot la fel de la o chestie minoră, s-a dus în dormitor și m-a jignit în toate felurile, mi-a zis de toate. Eu am încercat să evit pe cât posibil, tocmai pentru că se confundă întotdeauna prosoapele. Le-am făcut semne și asta de aproape 2 săptămâni. Am spus de vreo 3 zile, tot spuneam că îmi lipsește un prosop, nimeni nu știa care e. Și n-ar fi fost o problemă, am și spus acolo, n-ar fi fost o problemă dacă ar fi zis ok, e al tău, e al, dar... Când a auzit că e prosop, că i-am spus că e prosopul meu, a zis că nu se poate așa ceva, că tu din nou începi cu de-asta, s-a dus, a luat prosopul și a venit cu el. Blaise, ieri le-ai ascultat pe amândouă, astăzi ai văzut imaginile. Cine a greșit? Știu că e greu, că aia e, cumva ai o doză de subiectivism fiind într-o relație cu Izabela, dar totuși te întreb, cine a greșit? Dar dacă o să fiu în locul ei, o să începa asta, așa, Izabela, nu o să arunc prosopul la față. Și am zis aseară, ea a greșit când ea aruncat prosopul pe jos afară, asta. Dar în restul, poate ea n-a știut că a fost prosopul al ei, Alina, și ea asta folosit... Asta am și spus, că nu era stai, Alina, eu vorbesc. Da. Nu vreau să comentez despre asta, e dintre Alina și Iza. Izabela. Nu am nimic de comentat. S-a văzut acolo, fiecare înțelege ce vrea. Eu chiar nu vreau. N-am ce să zic, serios n-am ce să zic. E ok. Eu am auzit material fără bipuri. Ok, nu. Da, am jignit ca de obicei, eu sunt, nu vreau să mă apăr în niciun fel, nu vreau să zic nimic. Ea are dreptate 100% cu tot ce ai zis. Vrei la fel? Eu nu. Da, am greșit eu, e ok. E bine? Dacă mi-o spui așa, mi-o arunci în față ca să te victimizezi iar. Dar nu mă victimizezi, doamna Simona, am obosit. Un rol de drama cu. Așa este, ok. Îți spun că nu aveți e bine. Aveți dreptate, bine, așa este. Dacă poți să te ridici un pic deasupra situației și să nu vezi vreau să mă mai ridic. Gesturile pe care le-ai făcut, ar acolo, fi și mai bine. Sub pământ, nu mai contează, da, am greșit că am aruncat prosopul, e ok. Și cu acele cuvinte? Le merită din plin.
Nimeni nu merită. Ba, le merită din plin pentru că o caută cu lumânarea, doamna Simona. O caută cu lumânarea. Ea, Anei, cum i-a spus că îi dă o flegmă? A, din ea ori a fost materialul. Adică ea, ea poate și noi nu putem, sau cum? Când provoci un om în continuu, în continuu, în continuu, ajunge la limită. Și nu mai poate, efectiv nu mai poate. Asta a fost cazul meu. Ieri a fost limita mea. Nu mă victimizez, chiar deloc. Cine vrea să mă înțeleagă și să creadă bine, cine nu, la fel. Vrei să întrebăm pe mine cum era discuția? Chiar te bagi în seamă. Situația asta cu prosopul, de fapt nu e un prosop, putea să fie orice, e un pretext prosopul, a iscat o discuție serioasă între Izabela și Blaze și niște concluzii la care ei doi au ajuns. Înainte să vedem materialul, vreau să spun iarăși că mi se pare mult mai decentă, deci nu se pune problema, mult mai decentă, mai spuneți cum vreți, atitudinea băieților. Și a lui Blaze, iar o să te sper că îl laud pe Blaze, că faptul că a vrut să afle și cealaltă parte, adică să nu fie așa, ok, să o ascult pe iubita mea până la moarte, indiferent ce spune, dacă greșește sau nu. Și a lui Emil, care i-a spus Alinei, să o ia, cum i-ai spus, băi, până la urmă e un prosop, hai să ne relaxăm cu toții, fii și tu mai... Nu știu cum e, folosește un termen. Stările pe care Blaze le-a tot încercat în prezența Izabelei nu i-au adus decât suferință, iar pentru prima oară lacrimile vorbesc în locul lui. Știu cum pot să te ajut. Nu știu cum pot să te ajut. Fii aici. Și nu vreau să te mai văd așa. Și atunci tu mai faci asta? Pentru că nu pot. Tu crezi că mami nu pot? Nu pot. Vreau să te ajut cumva, dar nu știu cum. Încearcă să mă liniștești atunci când mă vezi așa. Hai să mâncă, nu vreau să vorbesc despre asta. Hai. Însă, pe lângă empatie, sufletul lui Blaze pare să fie adunat și multe frustrări, iar viața lor în doi e pusă sub semnul întrebării. Eu nu am mult să spun, dar o să spun doar un lucru și ce vreau să spun e că dacă o să mai vad cum a fost astăzi, o să pun stop la relația noastră. Vrei să punem stop acum? Bine, hai, punem stop. Hai, tu. Punem stop. Dacă vrei să... Hai, spus de hai, acum punem stop. Am răbdare cu tine. Dacă vrei să punem stop, punem stop. Nu te mai purta cu mine ca și cum aș fi o handicapată. Nu despre handicap. Și de ce îmi spui că ai răbdare cu mine? Sunt un om, frate, cum ești și tu. Tu poate temperezi mai bine situația. Eu nu mai duc, nu mai suport. Ce nu înțelegi? Dacă nu ai răbdare să mă cunoști, foarte bine, frate. Foarte bine, nu e niciun fel de problemă. Acum pot să am răbdare când iubita mea are stare așa? Și eu cum pot să am răbdare când tu ești așa de câteva zile? Spune-mi. Că știu că e ceva în neregulă cu familia ta și mă fierbi, nu-mi spui. Crezi că pe mine... Eu mă simt fericită să știu că tu ai probleme și eu nu, nici măcar nu știu ce probleme. Tu măcar știi. Adică eu nu știu că nu vorbești cu mine. Da, știu. Poate familia mea are problema sau nu, dar cea mai mare problemă din cauza ta, dacă vrei să știi asta, știi acum. Bine. Păi, atunci dacă eu tot te fac nefericit, hai să încheiem relația aici. Dacă ești trist din cauza mea și te consum din cauza mea, ultimul lucru pe care mi-l doresc în viața asta e ca tu să fii trist. E ultimul lucru. Aș muri pentru tine la orice oră. Dar nu mai contează. E ok. Iza, da, nu schimb tot ce am zis. Nu schimb nimic. Ce am vrut să știu, spun. Dacă mă mai vezi așa odată, punem stop. Nu e nicio problemă. Așa am zis și... Am promit. Și tu știi când promit ceva, da, Blaze, e foarte ok. Nu, pun stop acum. Dacă vrei să pun stop acum, ok. Nu, e foarte stop, ok. Știi? Eu în viața asta eu n-am voie să sufăr, eu n-am voie să mă consum, eu nu am voie să mă enervez, pentru că iubitul meu o să pună stop relației. Foarte bine, pune punct, când vrei tu. Pentru că relația asta nu e doi, e unul, care hotărăște el de capul lui când vrea să pună stop. Bine, ok, pune stop, când vrei tu. Blaze. Da, în viața asta știi că o să mai fie situații dureroase. Pentru tine. Da, dar pentru nu mereu. Nu. Dar o să fie. Și atunci tu ce ai să faci?
Hai să pleci, că sunt eu doar capul. Tu nu înțelegi esența? Dă-l de prosop. A fost picătura care mie mi-a umplut paharul. Atât. Putea să fie și un scaun aruncat jos. Putea să fie ceva simplu, putea să fie ceva grav. A fost picătura care mie mi-a umplut paharul. Asta încerc eu să-ți explic. Vrei, spufă ce vrei tu. E viața ta, ei sunt alegerile tale, eu ți le respect. Eu sunt aici, eu nu plec nicăieri. Dacă tu decizi să pui punct, foarte bine. Nu e nicio problemă. O să-mi vezi comportamentul, dacă îți place, dacă nu. Nu ești obligat să stai cu mine pe viață, cu toate că asta nu înseamnă nimic. E ok. Ca să scăpăm de subiectul Alina Prosop și tot ce a fost în seara asta cu dureri de cap și așa mai departe, îmi spui, te rog, ce se întâmplă? Ce? Cu părinții tăi. Dar n-am vrut să vorbesc cu părinții mei. Eu n-am cerut să, pentru că o să spune ceva despre relația mea. Și nu o să fie de acord. Știu, nu că nu știu deja ce o să spune familia mea. De cazul ăsta nu vreau să aud, mai bine nu aud asta. Eu nu las influențat, oameni spune că nu sunt potrivit. Nu, vreau să văd asta în tine. De cazul ăsta am zis, am răbdare. Dar viața de aici, alături de Izabela, cere îndelungă răbdare și deocamdată iubirea lor e mai zdruncinată ca niciodată. Cu tot chestia asta, mă consum, știi ce zic? Tu crezi că eu noi o să căsătorim aici, ca să mergem așa? Eu nu cred. Eu o să fac asta, eu nu cred. Nu cred aici. Că o să ne căsătorim niciodată. Mireasa! Fiecare cuplu mai trece printr-un impas. E a treia zi când vă spun, când e unul jos, ideal este ca celălalt să-l ridice, nu să aibă ultimul cuvânt cu replica aia, apropo de finalul, știi? Izabela, ce facem? Cred că ce faceți? Nu mai facem nimic, nu știu ce facem, habar n-am, pentru că eu sunt capul răutăților din ce văd aici. Poate eu nu conștientizez pe moment, sunt un pic atunci sonată. Atunci hai să te ajute, măcar că vezi. Și mă uit acolo vezi. Și când văd, eu sunt și cum se pune problema și cum se difuzează textul și absolut tot. Eu sunt aia care e nebună. Noi te scoatem așa, noi îți spunem cuvinte în gură. Nu, așa sunt eu, doamna Simona. Eu ai văzut un sumar? Omul ăsta suferă aici din cauza mea, eu sunt Izabela, capul uităților. Izabela, da. Te rog. Ești foarte impulsivă. Sunt. Lasă-mă să termin ce am de spus. Okay. Poate să te ajute. Ce ai văzut acolo este sumarul unei zile. Așa ai fost ieri. Cu multă cenzură din partea montajului. Spre binele tău. Întrebarea e, vrei să schimbi ce ai văzut acolo și nu-ți place? Pentru că dacă vrei, uită-te în dreapta ta. Uită-te în dreapta ta. Te rog. În dreapta ta ai cel mai bun profesor pe care ai fi putut să-l ai în viața asta. Învață de la el cum să gestionezi situații de criză. Să-ți amintesc că și el a fost într-o situație de conflict în casa băieților. Uite, ei doi, nu? Leis, Liviu. S-a ajuns vreodată la scene pe care tocmai le-am văzut? Nu îmi place să o fac pe doamna profesoară, că dacă mi-ar fi plăcut, aș fi fost astăzi profesoară de limba franceză. Dar cum nu mi-a plăcut, uite, am ajuns să stau de vorbă cu voi și mi-ar plăcea ca la capătul fiecarei discuții pe care o avem să vă gândiți măcar, nu știu, 5 minute la ce vă spun. Nu sunt maestru în pilde de viață, dar văd și eu niște lucruri și așa cum văd și oamenii de afară. Sunteți într-un punct dificil al relației voastre, dar nu rezolvați Izabela cu nervi,
și nici cu ieșiri care, din potrivă, vă pot dăuna. Sunteți un cuplu foarte fain, foarte mișto, de ca să folosesc o expresie așa. Dar depinde doar de voi și de cum vă armonizați unul cu celălalt și de cât de mult învățați unul de la altul.